Ministerul Sănătății a anunțat că de pe data de 13 septembrie, unitățile sanitare cu paturi, care au în structură secții sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistența medicală pentru însoțitorii care sunt cazuri suspecte și cazuri confirmate de COVID-19, dacă forma lor de boală nu este una gravă. În acest sens, Ministerul Sănătății a modificat anexa numărul 1 și anexa numărul 2. La ordinul Ministrului Sănătății cu numărul 434 din 2021, privind aprobarea planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19. Conform clasificării spitalelor la trei niveluri de competență, modificările au fost publicate în Monitorul Oficial al României. În situația în care evoluția copilului este favorabilă și este posibilă externarea acestuia, dar însoțitorul copilului necesită în continuare asistență medicală spitalicească, medicul curant al însoțitorului împreună cu șeful de secție au obligația de a organiza transferul acestuia pe o secție de adulți, în cadrul acelei unități sanitare sau în altă unitate sanitară.